Bună ziua, dragilor! Astăzi am fost invitată să vă povestesc sau să vă îndrum despre cum vă creați viitorul, cum vă creați anul. Și pentru că îmi place foarte mult să scriu de mână pe agenda, azi am ales să-mi scriu ideile pe care vreau să le împărtășesc chiar pe o agenda de la doTERRA, ca să știm de unde este și cu ce ne ocupăm. Și am să vreau să vă pornesc cu detaliile de bază, adică cum ne creăm noi viitorul. Pentru a ne crea conștient viitorul, anul, luna, săptămâna, ziua, prima condiție este să fii conștient de tine, de nevoile tale, de obiectivele tale, de visele pe care vrei să le împlinești. Toate astea, în momentul în care știi deja despre ele, urmează al doilea pas. Îți pui câteva întrebări în forumul tău interior sau în cogniții tale, îți pui câteva întrebări prin care vrei să afli răspuns despre aceste nevoi, aceste stări pe care vrei să le împlinești pe cele cinci dimensiuni umane. Prima dimensiune este dimensiunea personală și vă puneți întrebare pe această dimensiune: cât de fericit sunt eu sau cum mă simt eu și ce mai am nevoie pentru a fi într-o stare foarte bună. A doua dimensiune este planul sau dimensiunea familială. Cum sunt eu în relația familială pe care o am? Cum sunt în relația cu partenerul? Cum este starea mea în relația cu copiii mei? Cu părinții, cu unchii, cu frații, surorile, cu toți din realitatea noastră. Când îți pui această întrebare, cum sunt eu acolo și vezi că mai ai de lucru, știi ce nevoi mai ai sau cum să treci mai departe. A treia dimensiune este dimensiunea profesională. Aici putem include inclusiv acest angajament sau consultanțe pe care o facem noi pentru doTERRA și te întreb: am ajuns unde mi-am propus, vreau mai mult, care sunt nevoile mele în planul acesta? Dacă în același timp mai aveți și un alt serviciu și acolo e important să vă puneți întrebări cum vă simțiți și cum sunteți în acel domeniu. În dimensiunea social-financiară, este o dimensiune importantă la care la fel e important să vă răspundeți la întrebarea cum sunt eu în plan social și cum sunt eu în plan financiar. Mă refer la starea mea interioară. Mă simt bine, sunt ok în relațiile cu societatea, sunt bine din punct de vedere financiar, pot să-mi permit să creez orice, să merg oriunde sau vreau mai mult. Și a cincea dimensiune este dimensiunea spirituală, unde la fel mă întreb cum sunt eu în relații cu ceilalți? Are viața mea un sens în comuniune cu cei din jurul nostru? Pot ajuta pe cei din jur sau omenirea prin ceea ce fac eu? Pot aduce un plus de valoare în planul acesta al Universului? În momentul în care ai răspuns la aceste întrebări, răspunsurile evident sunt interioare, ne creăm un gând. De aici cumva pleacă crearea realității. Gândul acesta, orice gând care îți vine, da, domnule, sunt împlinit în plan profesional, da? Încă mai am nevoie de anumite validări. Acest gând este important să-l rulezi, să-i dai energie, adică atenție, să fii atent la el și să-l emiți la suprafață cu ajutorul cuvântului. Conform paradigmei, la început a fost cuvântul, cumva de la cuvinte încep să se deruleze toate acțiunile noastre și tot ceea ce vrem pentru crearea realității. Mai este o vorbă din bătrân care spune că până ai emis cuvântul, tu ești stăpânul lui. După ce l-ai emis, cuvântul este stăpânul tău. Foarte interesant acest lucru și am meditat mult, pentru asta am scris și o carte care se numește Cuvintele noastre deschid linii de potențial, pentru că în momentul în care eu am emis un cuvânt, el cumva în univers își capătă energie și forță și se întoarce la mine. Dacă nu l-am emis, încă mai pot să-l șterg sau încă îl mai pot înlocui cu altceva. Deci cumva realitatea pornește de când am realitatea în câmpul cuantic, de când am emis un cuvânt. De aceea cuvântul devine ca o amprentă magnetică dacă este scris. Eu prefer să scriu în agende, asta vă recomand și vouă, pentru că în momentul în care am scris și am mișcat mâna, am văzut, am privit cu ochii ceea ce scriu, am făcut mișcarea și eu recomand să și vorbiți, să vă auziți cu o tonalitate mai joasă.
atunci ea rămâne ca o amprentă înscrisă în sufletul nostru. Sufletul nostru este tot ceea ce este energetic și informațional în jurul corpului nostru fizic. Aici tot ceea ce facem este înscris. Și atunci când eu scriu, acea informație se înscrie în suflet și rămâne ca o amprentă așa în univers, în câmpul cuantic, adică l-am acolo și oricând voi atrage prin frecvență specifică ceva sau un eveniment sau un moment sau niște oameni care poate să-mi împlinească acest cuvânt. Discutam zilele trecute cu un prieten care are un cont în doTERRA și este leader și el la începutul lunii s-a gândit cam câți oameni mi-ar trebui mie în echipă ca să pot să trec la rangul următor și a proiectat el așa 10 persoane să fie înscrise în echipă. Și a scris pe o foaie, eu sunt dintotdeauna 10 persoane noi înscriși în echipă. Și în fiecare zi a pus pe acest gând sau această afirmație, o să vă explic imediat, energie, forță, a acționat ca atare, a dat telefoane, a pus informația pe media, oriunde puteau veni oameni spre el. Și acum 2 zile îmi spunea, și era în 3 zile, sau 20, îmi spune, știi câți oameni sunt deja înscriși noi în echipa mea? Cât? 9, bravo! Vreau să arăt foaia unde mi-am scris că voi avea 10. Zic, păi mai avem timp, 10 zile. Când doTERRA nu ai sărbătoare, zil, noapte, orice om are nevoie să-l susținem cu anumite produse, noi suntem acolo. Cam ales să facem asta pentru binele tuturor. Și atunci a fost așa, bine, mie mi se întâmplă asta dintotdeauna, doar că e foarte important pentru cei care pornesc pe drumul ăsta să vadă că au rezultate concrete. Adică el a scris 10 și deja pe 20 avea 9. S-a întâmplat ceva, oamenii din echipă s-au activat, au început să dea telefoane, să intre în Zoom-uri, să caute. Deci, cumva, liderul este cel care dă tonul la ce se întâmplă în echipă. Așa că, dragi lideri, dacă în echipa voastră nu se întâmplă nimic, e clar că voi încă nu faceți nimic. Drept pentru care pe agenda vom scrie, eu sunt dintotdeauna, cum a spus acest coleg, și scrim și pașii importanți pentru acțiune, adică cu liniuță așa. Vreau să contactez 2-3 persoane din lista mea zilnic. Vreau să pun o informație pe Facebook sau pe Instagram zilnic. Vreau să citesc despre doTERRA zilnic, vreau să urmăresc niște documentare, vreau să intru pe blogul de știința lui doTERRA pentru a mă convinge eu pe mine. Și astăzi chiar am citit o veste foarte importantă, este al 3-lea an consecutiv în care doTERRA este considerat numărul 1 în lume pentru aceste produse. Vă dați seama la ce companii dăm noi, susținem pentru creștere, numărul 1 în lume 3 ani consecutiv, ceea ce este minunat și ne bucurăm. Cumva bucuria mea este mai mare că eu mă ocup de susținerea și vindecarea oamenilor de vreo 30 de ani. Și bucuria mea este mai mare pentru că am ajuns într-o companie care este numărul 1 în lume și asta îmi doresc calitate și asta avem. Și scriu toți pașii. Deci acea persoană și eu fac la fel. Ceea ce vreau să vă spun este că lucrurile astea le fac de foarte mult timp. Mă gândesc că acum 20 de ani cum scriam doar pe o foaie de hârtie ce-mi doresc să împlinesc într-un an și puneam foaia aia, am citit-o, nu mai știu unde, acum 20 de ani. Puneam foaia aia într-o agendă. La finalul anului căutam agenda unde am pus foaia și majoritatea erau bifate. Ei, în timp am studiat mult în neuroștiință, în psihologia cuantică, în spiritualitate, ca să-mi dau seama cum pot să fiu mai eficientă și nu doar să le scriu pe o hârtie, ci să fac și anumite lucruri concrete pentru împlinirea lor. Și de aceea acum fac așa, pun pe foaie care sunt acțiunile concrete pe care le voi face pentru momentul în care le-am scris pe foaie cumva în subconștientul meu sau în creierul meu să înregistrează că eu voi acționa. Deci eu o să am motivație, o să am hotărâri și așa mai departe. Ok, în concordanță cu acțiunile și dăruirea mea și cuvântul scris, realitatea se creează. Scriem cuvântul, așa cum v-am spus, asupra dorinței sau intenției pe care avem și ceea ce vreau să vă mai spun și foarte important este că nu putem crea realitatea nimănui. E foarte interesant cum în câmpul ăsta cuantic și în tot ceea ce se întâmplă, noi, fiecare, e necesar să ne creăm realitatea proprie. De exemplu,
Eu nu pot să beau apă și colegul meu sau soțul meu sau copilul meu să se sature sau să fie sătul de apă. Nu se poate asta. Eu nu beau apă și lui trece setea. Nu există. Deci dacă ne luăm de pe lucrurile astea mici, concrete, veți vedea că așa funcționează și în planul interior. Deci dacă eu îmi creez realitatea, pe agenda, eu mi-o creez pentru mine. Nu pot să o creez pentru tot ceilalți. În schimb, așa cum a făcut colegul și cum fac și eu, îmi creez realitatea pentru mine, toată echipa din spatele meu începe să mobilizeze. Sunt și din aia care oricât le-ai dat și oricât le-ai face nu se mobilizează, aia e clar că nu-i pentru doTERRA. Asta descoperi zilele trecute, că la doTERRA au succes lideri care sunt buni la suflet. Vă recomand să meditați la asta. În momentul în care ești bun la suflet și nu ții cont de comisioane, de nici acum nu știu unde să citesc comisioanele astea, așa, rămân între noi, nu ții cont de comisioane, de vai, ați făcut imediat un calcul, îl înscriu cu kitul ăla ca să câștig așa. Nu există asta. Când, ca să ai succes. Asta poate să existe pentru supraviețuire, să treci de azi pe mâine, să te bucuri de un ulei gratis peste o lună. În schimb, pentru succes, e necesar să fii bun la suflet, oameni buni, să dați cu toată ființa, cu toți porii voștri, informații, uleiuri, oriunde ați fi, le aveți după voi și îi susțineți pe ceilalți. În momentul în care ești bun și dăruiești din tot ceea ce tu ești, se vor întoarce înapoi în mie totul. Așa e legea Universului. Deci, cei care încă nu aveți succes, uitați-vă un pic în interiorul vostru și vedeți care sunt intențiile din spate, cu ce intenție ați venit în doTERRA. Eu personal și echipa mea am venit cu intenția ca acest ulei să ajungă în casele tuturor oamenilor, pentru că este farmacia în casă pe care o aveam, iar o prietenă de-a mea, farmacist, doctor în farmacie, mi-a spus așa: doamna Niculina, peste câțiva ani, comoara cea mai de preț pe care o avem în casă vor fi aceste esențe terapeutice. Asta îmi spunea acum 3 ani înainte de această situație globală. Deci, comoara noastră asta este inclusiv acum. Deci, ca să beau apă, ca să mă satur de apă, trebuie să beau eu, să mă duc să iau cana, să pun la chiuvetă și să o beau. Deci astea sunt acțiunile ca să mă simt că mi-a trecut setea. Așa e și cu doTERRA, așa e cu tot ceea ce facem, așa e cu orice viitor ne creăm. Nu pot să las pe soțul sau pe copilul să bea apă și eu zic, las, că eu mă satur mental așa. Vă săturați mental probabil o oră, două, trei, o zi, două, dar după aia ceva se întâmplă în voi că nu mai sunt resurse. Ok. A doua etapă pentru a ne crea realitatea, pe lângă gând, cuvântul scris, a treia etapă, a doua a fost cuvântul scris, iar a treia este etapa în care manifest o stare sau o emoție pentru ceea ce eu vreau. Adică dacă vreau să se împlinească ceva, eu deja mă vizualizez sau vreau să trăiesc starea pe care o am atunci când voi ajunge la un anumit rang sau voi împlini anumite lucruri sau voi împlini anumite nevoi pe anumite planuri. Adică e ceva legat de visul pe care vreau să-l împlinesc. De exemplu, una e să merg cu un mijloc de transport primitiv, cum ar fi o căruță, și una e să merg cu un Tesla. Da? E o stare diferită. Eu asta trebuie să-mi imaginez sau asta vreau să vizualizez. Cum este să merg cu o mașină performantă și cum este să merg cu ceva mai primitiv. E clar că e o stare diferită. Aia e necesar. Starea pe care o am că atunci când visul este împlinit. Aia vă proiectați voi deja de acum. Pentru că ați trăit stări dintre astea de bucurie, de fericire. Adică undeva în creierul vostru este o rețea neuronală prin care acea stare este deja imprimată. Doar trebuie să o activez acea rețea. Și cum o activez? Gândindu-mă sau vizualizând cum este atunci când voi împlini ceea ce mi-am propus. Atunci când vrem să împlinim ceva, este foarte important să avem în spate câteva ingrediente. Una dintre ele este încrederea în sine, în forțele mele. A doua este credința că acel lucru se va împlini. Și a treia este recunoștința și detașarea. Astea sunt lucruri ca niște castări, ce aș vrea să vă spun, sunt și le putem împlini atunci când cumva în subconștient nu mai avem convingeri negative care ne spun nu se poate, n-ai nicio șansă, numai cei cu stea în frunte vor reuși, tu nu vezi unde ești, etc. Nu întâlnesc pe nimeni la serviciu, le dau uleiuri, deci nu trebuie să întâlniți la serviciu, mai ales în situația asta. Important e să vreți să dezvoltați, să vreți să creați ceva, să vreți să aduceți bunăstarea în viața voastră și a celorlalți. Și vor veni oamenii singuri. O să te întrebi, cum povestea o cursoantă că era la un rând undeva la ANAF și mirosea un ulei. Și a venit o doamnă, doamnă,
Nu vă supărați, dar ce mirosiți așa de frumos? Cred că au whisper mirosea, că noi femeile folosim whisper. Ce zice? Păi am un ulei așa. Ce parfum miros? Și nu am parfumuri, am doar un ulei. Eu povestesc despre el, ce credeți? Următoarea zi a vrut și ea să se înscrie la dotera și să-și ia un kit. Ați înțeles? Nu trebuie să-i întâlniți nu știu unde. Trebuie doar să vreți să dăruiți. Asta e la dotera. Și cum v-am spus mai devreme, dacă aveți sufletul bun și o faceți din dăruire, să vă întoarce în mit la voi. Ok. Deci ai un obiectiv, ai o intenție, ai o stare pentru acea intenție și urmează acțiunile. În acțiune am să vă dau un exemplu cu basmul cenușăreasa. Știți voi că aș dorea să meargă și ea la palat acolo unde era prințul, dar nu avea haine, era necăjită, posomorâtă și așa mai departe. În schimb, când toată lumea a plecat la palat, ce a început ea? Adică, de fapt, nu, înainte de a ajunge la palat, ea în fiecare zi cusea rochile ei alea vechi, le-a stricat, le-a aranjat să facă și ea o rochie frumoasă pentru bal. Deci a făcut niște acțiuni în fiecare zi, dacă vă aduceți aminte din poveste, dacă nu vă recomand să o mai citiți odată, că sigur o să întâlniți, plus că avem acum, sigur o să o întâlniți în tot ceea ce căutați, avem aceste zile libere în care ne putem delecta să tragem niște înțelepciuni din aceste învățături. Ea de-a lungul zilelor până la evenimente, în fiecare zi își lua un timp ca să facă un pic pe furiș, da? Deci atenție, aș lua pe furiș, că nu o lăsau cei din casă să facă, dar nu pe noi ne las toată lumea, da? Bun, și cusea, că după ce a plecat toată lumea, nu a apărut zâna, care este cumva sinele nostru superior, și a transformat rochia pe care ea deja o făcuți într-un anumit fel, cusută, cărpită și așa mai departe, o transformat-o într-o rochie de zână, de crăiasă, i-a transformat dovleacul în caleașcă, șoarecii în cai și au plecat la palat. Deci, vedeți, i-au făcut acțiuni, nu i-o dat nimeni. Asta e apropo că nimeni nu spune în traistă. Dacă tot aștept să spună cineva în traistă, am o șansă. Nu o să-ți mai pună. Nu spune nimeni. Dacă nu-ți aduce în realitatea ta, nu spune nimeni. Adică aș vrea din aceste lecții să înțelegeți că îți creezi singur realitatea, trebuie să ai un gând, o stare și o acțiune. Fără acțiune, credința fără fapt e moartă. Ne întoarcem iarăși la anumite vorbi din bătrâni. Ok. Asta legat de și altceva ce vreau să vă mai spun este că în subconștient, deci uneori nu ni se împlinește ceea ce vrem, că sunt și situații între astea, este că undeva văd o îndoială. Și îndoiala vine din mica copilării, când am fost crescuți într-un anumit fel fiecare, cei din România știți clar educația noastră, nu poți, ești mic, n-ai șanse, numai cei bogați reușesc, n-ai cum să ajungi tu să faci școli din astea mari, etc., etc. Alea la noi sunt în subconștient. Primii 7 ani de acasă, acolo sunt și de aceea se spune că un om îl cunoști după primii 7 ani de acasă. În momentul în care eu am în spate niște convingeri negative despre mine, nu pot să am încredere în mine, nu am credință că voi reuși și nici nu mă pot detașa să se întâmple, pentru că eu nu am credință. Ele sunt mână-mână. Ce fac? Înainte de a-mi pune o intenție, e necesar să-mi dezvolt niște atitudini, adică să schimb acele convingeri negative din mijlocul creierului și să pun altele, conștient de data asta, matur. Și atunci o să spun, eu sunt dintotdeauna succes în manifestare, sau eu sunt dintotdeauna încredere în sine, sau eu sunt dintotdeauna valoare de sine, eu sunt dintotdeauna ce mai vreți. De ale voastre. V-am dat câteva idei așa pentru cei care sunteți lideri în doTERRA și vreți să vă dezvoltați. Dacă nu conții aceste lucruri, nu vei vedea resursele, nu vei vedea în câmpul cuantic și în realitatea ta, nu vei vedea situațiile în care tu poți să reușești. Nu vei vedea situațiile în care poți să ai succes. Pentru că alea nu te lasă. Tot ceea ce noi conținem în subconștient este modul nostru de a percepi viața și realitatea. Dacă ceva nu-mi place la mine, ce am de făcut este să schimb. Nu o să ne ia 7 ani, conștient în fiecare zi de 21 de zile, după cum știți, am mai făcut câteva emisiuni cu afirmații, spunându-li conștient de 21 de ori pe zi, timp de 6 luni, până la un an de zile, cum spun cei din științe, se vor imprima acolo în subconștient, se va crea o nouă conexiune neuronală și aia ne va da forța să fim încrezători, să avem încredere în noi, să avem credință și detașare atunci când lucrurile se vor întâmpla. De aceea e interesant să știți că rezultatul unei acțiuni este exact credința noastră în acel rezultat. Dacă eu zic eu vreau să fac aia, dar nu reușesc,
La a doua întrebare pe care vreau să-ți o pui este: eu de fapt nu am crezut că voi reuși. Și asta s-a întâmplat. Rețineți, rezultatul unei acțiuni este exact credința ta în acel rezultat. Ok, lucrurile se întâmplă de la sine, cum este o vorbă din bătrân, doar dacă ai pus o sămânță. Și noi vom pune sămânța și vom planta semințele a succesului, a reușitei, a proiectului împlinit, a visului împlinit, pornind de la o întrebare. Răspunsul întrebării devine un gând pe care mă focusez. Acel gând îl transform în cuvânt prin scriere pe caiet, pe agendă. Acel cuvânt îl însoțesc cu o stare, sau acele cuvinte, evident, și starea respectivă mă duce să fac niște acțiuni. Acțiunile acelea mă vor ajuta să împlinesc visul dorit. Acum am să vă dau, am vorbit general și am să vă dau un particular, când începem acum noul an, anul 2021, care este un an cu cifra 5, care înseamnă încredere în sine și în tot ceea ce vreți să faceți. Așa că vă recomand să vă luați o agendă și în compania Dotera sau în ceea ce faceți voi la Dotera, uitați-vă unde ați ajuns astăzi și unde vreți să fiți la finalul anului 2021. Și luați o pietă pe așa. Vreau să ajung rangul cu tare. Vreau să am atât venit în cont. Vreau să călătoresc acolo. Vreau să-mi cumpăr cu tare. Toate astea le puneți așa cu o liniuță și după ce le-ați pus, dedesubt, pe dreapta, în colțul din dreapta, n-am un pic, să-mi un pic stereo de acolo, în colțul din dreapta, imediat că vreau să vă și arăt cum facem. Deci îmi pun cu liniuță, eu îmi pun așa, dorințe 2021 și îmi pun cu liniuță ce vreau eu. Iar aici jos, în dreapta, scriu, așa este și așa să fie. Adică eu cumva și semnez cu semnătura mea, dragilor. Deci așa veți face, da? Semnați cu semnătura voastră. Semnătura aceasta este ca o pecete, că voi chiar doriți lucrurile astea. Dar, important încă o dată, le doriți voi, nu pentru alții. Nu puteți face pentru nimeni. Rețineți odată și ieșiți din iluzia asta că cineva vă va salva, cineva vă va face pentru voi. Nu. Asta nu se poate. Adică în câmpul cuantic sunt niște legi. Ești pe frecvența respectivă, ai energia respectivă, ai vibrația respectivă, atragi ceea ce ai pus. Dacă nu, nu. Deci punem asta și în seara de Revelion, eu spun așa tuturor, după ce v-ați scris aceste dorințe, în acea noapte, puteți da drumul și la șampanii, dar în acea noapte să rămâneți un moment să contemplați și să repetați de 21 de ori în minte cu voce, adică cu o octavă mai joasă decât în mod obișnuit. Se repete, de exemplu, eu vreau primul și o să-mi pun aici distilăria Helichrysum din Albania. Da? Vreau să ajung acolo. Oricum sunt deja calificată, sunt în primii 30 de oameni, deci voi ajunge clar acolo. Și îmi scriu aici prima asta. Și apoi merg la distilăria din Helichrysum din Albania. Să vă învăț cum spuneți. Coborâți vocea mai jos. Am să vă spun dorința mea. Merg la distilăria Helichrysum din Albania. Merg la distilăria Helichrysum din Albania. Sper că s-a auzit. Important este să coborâți cu o octavă mai jos și în forul vostru interior să vă repetați asta ca să vă introduceți acolo undeva. Și după ce a trecut noaptea, lăsați agenda. În schimb, veți avea de făcut niște acțiuni. Ne ducem pe foaie și sub ea scriu. Am din scris câte persoane noi. Ca să ajung acolo, probabil 50 de persoane până la finalul martie, că mai este concursul până atunci, ce mai am de făcut? Am de susținut echipa ca să fac asta de 50 de persoane personal, nu cu echipa. Susținut echipa și așa mai departe, că nu vreau să mă duc singur acolo, vreau să iau și din echipa mea. Da? Deci îmi trec și acțiunile, în schimb eu voi repeta doar dorința și o să o repet de 21 de ori. Am trecut acolo acțiunile, agenda rămâne acolo. Iar eu voi fi atent în următorul, în anul 2021, să-mi duc acțiunile spre obiectivul meu. Ce se întâmplă în momentul în care eu mi-am scris? E ca și cum, exact cum am spus mai devreme, rămâne ca o amprentă magnetică. Atenția mea va fi focusată spre acel obiectiv. Voi găsi informații, oameni, situații, evenimente, momente ca să împlinesc obiectivul meu. Cam asta vă doresc în anul acesta, să, în 2021 vom intra imediat. Și veți să vă împliniți tot ceea ce vă doriți,
să vă uitați în interiorul vostru și să lucrați pentru a fi buni, pentru că noi toți suntem buni, doar că datorită anumitor suferințe sau dureri sufletești trăite în copilărie, ne-am creat niște mecanisme de adaptare și fie manifestăm invidii, fie manifestăm gelozii, fie manifestăm răutăți dintre astea mici, lasă că nu-i pun acolo 10 puncte, să depinde de mine, da? Adică lucruri dintre astea care nu se fac dacă vreți să aveți succes în doterea. Verificați asta la voi, lucrați cu voi personal, asta cu dezvoltarea personală e pe viață, dragilor. Fiți doar atenți la voi, auto-observațiilor, observați-vă ce mai recomand eu cursanților și v-ați recomandat și vouă. Când sunteți într-o discuție cu liderii voștri sau cu oameni din echipă, dați drumul la reportofon să vă înregistrați. Și când ajungeți acasă, ascultați să vedeți câte cuvinte ne la locul lor ați rostit despre voi, despre echipă, despre ceea ce urmează să se întâmple și apoi vedeți cum creați realitatea. Asta e un exercițiu foarte practic, ușor, acum avem atâtea pe telefoane performante încât e foarte simplu, îți dați drumul și probabil primul minut o să fiți atenți că telefonul deschis, dar după aia uitați de el clar că intrați în tot felul de polemici și de discuții și aia va arăta ce conțineți voi în subconștient, ce cuvinte ne la locul lor rostiți, ce cuvinte destructive pentru voi și evoluția în cariera voastră rostiți. Așa că să avem un an magic, eu deja l-am magic, l-am creat, să-l creați și pentru voi și ne vedem cu bine cu altă ocazie. Zile minunate să aveți!